Andrei Murua, Istoria Angliei, volumul 2. Cartea a 7-a, De la aristocrație la democrație. Capitolul 5. Anglia victoriană. În nicio perioadă a istoriei omenirii, descoperirile științifice nu au schimbat atât de repede moravurile, ideile și chiar peisajele ca în acest început al secolului al XIX-lea. Metoda științifică, aceea a lui Francis Bacon, produsese deodată niște efecte pe care englezii, de pe vremea lui Bacon, le-ar fi considerat miracole. Omul părea să fi devenit stăpânul naturii. Aburul înlocuia în același timp forța brațelor, aceea animalelor și a vântului. În 1812, o navă cu aburi urcă fluviul Clyde. În 1819, un vas cu aburi traversa Atlanticul. În 1852 fu lansat Agamemnon, primul vapor de război cu elice și cu irasă. În 1821, Stephenson construia prima sa locomotivă. În 1830, ducele inaugură calea ferată de la Manchester la Liverpool. În 1838, Disraeli călători de la Londra la Minehead cu o viteză de 36 de mile pe oră, încercând o surprinzătoare senzație. În 1842, prințul Albert, mergând de la Windsor la Londra cu trenul, la terminarea călătoriei se adresă conductorului: "Vă rog, domnule, data viitoare să nu mai mergem atât de repede." Amploarea gărilor, cartierele care se nășteau în jurul lor, uluiau și spiritele cele mai îndrăznețe. Se înființară societăți de exploatare a invenției. Englezii de toate profesiunile, foști ofițeri, negustori, învățători, deveneau administratori ai companiilor de căi ferate. În 1842 începu un boom. Acțiunile și salariile urcau vertiginos. În Punch apăru o locomotivă, Specula, care îi zdrobea pe adoratorii ei și ea i-a strivit într-adevăr, căci în 1847 ansamblul acțiunilor căilor ferate suferi o scădere, nu mai puțin vertiginoasă, de 78 de milioane de lire. Speculația asupra titlurilor, care în secolul al XVIII-lea nu fusese decât o boală trecătoare, deveni o meserie. În multe întreprinderi mari, societatea anonimă, inventată odinioară pentru companiile coloniale, înlocuia pe patronul unic și răspunzător. Cam în aceeași epocă, scrisoarea francată, numai cu un penny, deschise noilor clase pofta de a scrie. Ziarele mai puțin scumpe, pentru că taxa de timbru fusese scăzută de la Whige de la 5 la 1 penny, văzură tirajul mărindu-se. Times exista în 1785, Morning Post în 1772, Daily News fu fondat de Dickens în 1846. Începând din 1837, telegraful scurta distanțele dintre orașe și continente. Planeta se ghimui până la dimensiunile unui stabiliment de comerț englez. Paianș împitit în insula sa, în centrul comerțului mondial, Anglia aruncă o imensă rețea de cabluri în jurul pământului. Pentru că trăia în pace, pentru că avea cea mai mare flotă și minele de cărbun cele mai accesibile, pentru că burghezia ei prosperă și era liberă, știa să tragă foloase și din noile invenții. Anglia se îmbogățea mai repede decât orice altă țară. În 1830, în plină criză economică, marele istoric Macaulay intona un imn triumfal și anunță că în 1930, tot pe aceleași insule, o populație dublă se va bucura de o bogăție dublă. Se știe că profeția sa, care păruse îndrăzneață atunci, a fost cu mult depășită de realitate. Epoca victoriană din Anglia, ca și în Franța domnia lui Ludovic Filip, a aparținut claselor mijlocii. Îmbogățite în urma descoperirilor științifice și a aplicațiilor lor, ele ar fi putut cuceri atunci puterea, grație forței banului, dacă Whige nu le-ar fi predat fără luptă citadela aristocratică. Capodopera politicii engleze din secolul al XIX-lea, scrie Ellie Halvey, este perpetuarea tradiției parlamentarismului aristocratic. Dar cu ce condiție se operează acest tur de forță? Cu condiția de a se adapta fără încetare această politică nevoilor unei societăți care se industrializează și se democratizează. Alianța dintre Whig și burghezie va avea efecte profunde și durabile asupra moravurilor din Anglia. Mulți mari burghezi care alcătuiau noua oligarhie industrială proveneau din familii neconformiste.
Chiar și aceia dintre ei care pierduseră credința puritanilor mai păstrau austeritatea lor și coincidența dintre rigoarea morală și reușita în afaceri nu era ceva întâmplător. A duce o viață serioasă, a se abține de la băutură și jocuri de noroc, a nu uita de ziua sabatului, a reduce plăcerile simțurilor la mângâierea unei singure femei, aceea, luată de soție în conformitate cu legea, sunt virtuți care își găsesc răsplata nu numai în ceruri. Uneori, religia fusese chiar pricina directă și secretul succeselor lumești. Dacă Thomas Cook a fondat cea mai celebră dintre agențiile de voiaj, se datorează faptului că, fiind misionar baptist, începuse prin a organiza excursii pentru mitingurile de temperanță și școlile de duminică. Dacă Fry și Cadbury, Quaker, au pus bazele celor mai prospere și virtuoase fabrici de ciocolată, e pentru că, în lupta împotriva alcoolului, predicatorii au găsit în ceașca de cacao aliata lor cea mai eficace. De dragul asociațiilor lor politici, Whigii își sacrificară atunci cinismul și, cel puțin în aparență, plăcerile. Aristocrația scrie în 1867, Beichhout trăiește cu frica în sân din cauza claselor mijlocii, a băcanilor și a oricărui negustor. În 1850, o corespondență ca aceea dintre Byron și Lady Melbourne devenise aproape de neconceput. Odată cu reforma electorală și liberul schimb, Whigii trecuseră în programul lor, în silă, desigur, și virtutea. Căsătorindu-se cu virtuosul și pudicul Albert, regina însăși se schimbase. Curtea ei devenise gravă și familială. Blestemata asta de moralitate are să prăpădească totul, spunea bombănind Lordul Melbourne. Dar Lordul Melbourne aparținea unei epoci dispărute. Și Gladstone, evlavios și prosper, grav și familial, reprezenta mult mai bine regimul. S-au scris atunci romane și piese de teatru pentru o tânără regină virtuoasă, mamă de familie. Nimic nu trebuie să îmbujoreze, de rușine, obrajii unei tinere persoane. Punch era lăudat că putea fi citit de copiii și soțiile noastre. Nu numai viciul, ci și crima au fost proscrise în orice literatură, în afară de cazul când erau învăluite în sentimentalism și umor. Monarhia, aristocrația și literatura înțeleseseră că în această lume nouă, excesele de libertinaj sau de sinceritate ar fi pus în pericol privilegiile lor. Pentru a impune maselor o respectabilitate liniștitoare, clasele diriguitoare acceptară, dacă nu totdeauna realitatea, care ar fi fost uneori inumană, cel puțin conveniențele și aparențele. De alminteri, aceste aparențe deveniră pentru mulți, în scurtă vreme, adevărate obiceiuri. Cine citește Tată și fii de Edmund Gosse, constată că starea de spirit a unor victorieni n-a fost departe de cea a sfinților lui Cromwell. Îmbinarea gravității, a rezervei și a forței proprii acelei epoci se manifestă acum în redingota neagră și cravata bărbaților, ca și în rochile de mătase neagră și bonetele legendare ale reginei Victoria. Dacă în această alianță Whigii sacrificaseră libertatea moravurilor, burghezii abandonaseră radicalismul gândirii. Burghezia victoriană practică un snobism care le este esențialmente conservator. Ea acceptă cadrul societății aristocratice, ea o respectă cu atât mai mult cu cât o găsește mai accesibilă. Fiecărui ins din clasele mijlocii îi place să aibă de-a face cu persoane care au titluri nobiliare și dacă spune că nu ține loc la așa ceva, nu trebuie să fie crezut. Vreme îndelungată, servilismul noilor alegători a anulat efectele reformei electorale. Feudalismul, scrie Cobden, își reia în fiecare zi și din ce în ce mai mult locul în viața politică, precum și în viața socială. Beichhout analizează ciudata diferența a națiunii engleze. Oricât de curios ar părea, spune el, există națiuni în care majoritatea ignorantă dorește să fie guvernată de minoritatea competentă. Ea abdică în favoarea elitei sale. Anglia este tipul acestor națiuni diferite. Și într-adevăr, pe la 1850, se părea că poporul acceptă să lase claselor mijlocii privilegiul votului și că aceste clase primesc cu bucurie să le reprezinte aristocrați de profesie. S-ar zice că burghezii se considerau atunci privitori cărora le face plăcere să vadă niște actori excelenți jucând spectacolul unei vieți fastuoase pe o scenă admirabilă. Astfel, marile familii engleze păstrează pentru multă vreme încă, fără a întâlni vreo ostilitate vehementă, frumoasele lor parcuri, modul de viață regesc, locuințele lor construite de
Inigo Jones, John Vanbrugh, Christopher Wren, la Chesworth, în casa ducelui de Devonshire, la Belvoir, în casa ducelui Rutland, la Woburn, în casa ducelui de Wellington, se țin adevărate curți. În iunie 1832, a doua zi după reformă, Disraeli scrisese: regimul ducilor, care părea etern, s-a prăbușit. Disraeli avea să recunoască, după scurtă vreme, că ducii, înmormântați de el, erau încă teferi și el însuși va căuta să se ralieze cu ei. Supraviețuirea unei fabuloase bogății, tolerată de toți, e cu atât mai surprinzătoare cu cât condiția săracilor apare atunci mai jalnică. Frumoasei rase engleze, din secolul al XVII-lea, care trăise la țară, bine hrănită, viguroasă și veselă, i-a urmat tipul proletarului palid din orașe. În cartierele populare ale marilor orașe, mortalitatea se menține la un nivel înspăimântător. La Londra, în East End, cartier sărac, mortalitatea este de două ori mai mare decât în West End, cartier bogat. La Bath, durata normală a vieții unui gentleman este de 55 de ani, a unui muncitor 25 de ani. S-a deschis mizeria și murdăria în care trăiau atunci mii de familii, apă potabilă plină de materii fecale, curți infecte în care nu putea crește nici iarba, pivnițe în care dormeau 10-12 persoane și care erau inundate de apă clocită. Desigur, Anglia rurală nu murise de-a binelea. În 1861, raportul dintre populația urbană și cea rurală este de 5-4 și abia în anul 1881 populația orașelor va fi de două ori mai mare decât cea de la țară. Dar populația rurală însăși nu-și găsește echilibrul. Muncitorul agricol va fi de aici înainte mai fericit când va lucra pe marile domenii, unde ducii construiesc căsuțe solide decât pe micile exploatări particulare, care, în afară de unele perioade de creștere a prețurilor, abia de le asigură traiul. În ce privește muncitori de la orașe, condițiile lor se îmbunătățesc încet de-a lungul domniei reginei Victoria. Domnul Cowpham a arătat că momentul cel mai greu a fost începutul secolului. Până la Peel, hrana populației fusese scumpă. Liberul schimb făcu să scadă costul vieții și, la începutul decadei 1850, salariile începură să urce. Salariile din 1865 depășesc cu 20 până la 25% pe cele din 1845. Prețurile se urcaseră și ele concomitent, dar pâinea, de pildă, nu costa decât cu 12% mai mult. Puterea de cumpărare a muncitorilor crescuse, deci. În același timp, casele de economii, societățile cooperatiste, îi ajutau să suporte mai ușor perioadele de criză. De alminteri, e un fapt cert că, începând din 1850, muncitorii renunțaseră la acțiuni directe și că, întocmai ca burghezii, muncitorii englezi începuseră să spere, pe vremea când Renan scria Viitorul științei, că mașinile și descoperirile științifice vor aduce o nouă epocă de aur. Astfel, toți victorienii, bogați și săraci, ajungeau să creadă în progres. Știința le va inspira un respect religios. Evul Mediu nu văzuse în univers decât efectul voinței libere a lui Dumnezeu. Secolul al XVIII-lea încercase să împace sistemul legilor naturii cu o credință rațională. În secolul al XIX-lea, mulți savanți crezură că au descoperit o lume pe de-a întregul mecanică. Principiile de geologie a lui Lyell și originea speciilor a lui Darwin struncinară teoriile biblice și dădură oamenilor din acea epocă iluzia că au descoperit legi privitoare la evoluția ființelor vii, tot atât de precise ca acelea referitoare la lumea materială. Filozofia însăși deveni materialistă. Herbert Spencer, spirit simplu, care nu vedea realitatea lucrurilor, tot atât de universal ca și Auguste Comte, dar tot atât de rudimentar pe cât era Comte de genial și înzestrat cu un talent extraordinar de a construi idei generale în jurul unor fapte puțin importante, cuceri nu numai publicul englez, dar și cititorul mijlociu din lumea întreagă printr-o filozofie a evoluției aplicată la toate științele, inclusiv morala și politica. Epoca aceea de universalitate, de credință în progresul științific și material, de pacifism și de industrializare, găsi un simbol perfect în expoziția din 1851, organizată de prințul Albert, cu o seriozitate și o perfecțiune cu totul germane. Măreția Crystal Palace-ului, entuziasmul mulțimilor, atmosfera de reconciliere națională după răscoalele pentru reformă și cartism, făcură o profundă impresie asupra englezilor,
dintre care mulți, ca să vină la Londra, luară pentru prima dată cu această ocazie trenul. Era inevitabil să se producă reacții împotriva materialismului științific și social. Epoca a avut așadar valorile sale romantice, care au fost când religioase, când literare. În domeniul religiei, nu numai că a continuat mișcarea metodistă, dar clerul anglican a inițiat, plin de devotament, evangelizarea noilor orașe industriale. Mișcarea de la Oxford, care a început prin 1833, a încercat să dea religiei anglicane prestigiul istoric și poetic al catolicismului. Cel mai celebru dintre adepții săi, Newman, sfârși prin a se converti la catolicism și, spre finele vieții sale, deveni cardinal. Carlyle conduse atacul protestant împotriva utilitarismului și dovedi că nu Manchesterul devenea mai bogat așa cum se credea pe atunci, ci numai câțiva oameni și dintre cei mai puțin simpatici din Manchester. Ruskin îndreptă lupta sa împotriva urâțeniei industrialismului și dădu naștere prerafaeliților, dintre care unii fondară alături de William Morris un socialism estetic. În sfârșit, Dickens dădu el singur cel mai formidabil asalt și făcu mai mult decât toți filantropii de profesie ca să-i învețe pe englezii din vremea sa adevărata generozitate care stă pe baze imaginative. Dar Dickens însuși a trebuit, pentru a înlesni acceptarea realismului său, să-l atenueze prin umor și sentimentalism și să dea tragicelor sale povești epiloguri fericite, căci între asta consta compromisul victorian. Capitolul 6. Disraeli și Gladstone. Reforma din 1832 satisfăcuse mica burghezie. Ea nu dăduse maselor populare niciun mijloc de a se exprima. Violentele campanii ale cartiștilor arătaseră că primejdia pe care o implica o astfel de situație rămânea gravă. E adevărat că frământarea cartistă fusese înecată de valul de prosperitate ce se ivise prin 1850. Cei înțelepți nu uitau însă că agitația putea renaște oricând și că ar fi dorit deci să existe o supapă. Totuși, noi stăpâni legale ai țării, care de altfel menținuseră la putere pe vechii stăpâni ai acesteia, nu resimțeau niciun fel de dorință de a mai lărgi drepturile electorale. Dar oamenii de stat, cei mai clar văzători din cele două partide, Gladstone la liberal și Disraeli la conservatori, erau de părere că acesta era singurul remediu. Fiecare dintre ei dorea onoarea și beneficiile politice ale unei noi reforme. Punch publica în 1852 un desen reprezentând un leu adormit pe care politicienii se străduiau să-l trezească, împungându-l cu bare de fier înroșit. Pe fiecare bară era scris cuvântul reformă. Dar ce reforme? Când un guvern Tory propunea să se dea drept de vot tuturor acelora care plăteau o chirie mai mare de 10 livre, opoziția Whig țipa că-i o rușine și că limita justă a drepturilor omului era de 8 livre. Când un parlament Whig propunea 7 livre, Derby, prin gura profetului său Disraeli, afirma că aceasta înseamnă să se arunce Anglia în brațele primejdiilor demagogiei. Problema reală era de a ști care dintre cele două mari partide va câștiga favoarea noilor alegători. Dar Gladstone vorbea cu indignare de cei care cercetau statisticile electorale la modul acesta și cântăreau forțele populare, așa cum ai cântări forța unei armate de invadatori. Persoanele despre care se fac asemenea observații sunt frații noștri, creștini ca și noi, carne și sânge din carnea și sângele nostru. La care un Tory îl întrebă de ce carnea și sângele nostru s-ar opri la o chirie de 7 livre. Vreo 30 de Whigs, ostil oricărui pas înainte pe drumul democrației, refuzară să voteze în 1866 reformele lui Gladstone. Ei fură botezați adulamiți, deoarece regele David, retrăgându-se în cavernele de la Adulam, toți datornicii și toți nemulțumiții s-au strâns în jurul lui. Derby și Disraeli, cu sprijinul pasiv al adulamiților, îi răsturnară pe Russell și Gladstone și, găsindu-se la putere în minoritate, porniră să facă din Partidul Conservator un partid modern, nu cu totul ostil oricărei schimbări, ca vechiul partid Tory, ci atașat de vechile instituții engleze, monarhie, Camera Lorzilor, Biserica Anglicană, și capabil în același timp să le modifice dacă împrejurările noi o cereau. Eforturile lui Disraeli pentru a-și educa partidul reușiră și Partidul Conservator îi datora o a doua lungă tinerețe.
Reamintindu-i aristocrației că rolul ei tradițional nu era de a înfrâna poporul, ci de a-l conduce, el îngădui familiilor care guvernaseră atât de multă vreme Anglia să continue a juca un rol într-o societate transformată. Cedând liberalilor în unele chestiuni de amănunt, el reuși ca o nouă reformă electorală să fie votată de Camera Comunelor în 1867. Dreptul de vot depindea, ca și în 1832, de proprietatea imobiliară sau de cuantumul chiriei, dar limitele erau mai joase, mai ales în târguri, și rezultatul reformei a fost că s-a mai adăugat corpului electoral încă 1 milion de votanți, aproape toți muncitori de la orașe. Care va fi atitudinea politică a noilor alegători? Era de neprevăzut și Derby însuși era de acord că noua lege va fi un salt necunoscut. Dar era mândru că le luase Whigilor una din temele lor favorite și, ca și Disraeli, avea încredere în bunul simț al muncitorilor englezi. Conservatorii nu au avut de ce să regrete mai târziu gestul acesta, dar primele alegeri după reformă, din 1868, au constituit un succes liberal. Puțin timp după votarea reformei, Derby, îmbolnăvindu-se, cede locul de lider al Partidului Conservator lui Disraeli. Cam în același timp, Gladstone deveni șeful necontestat al Partidului Liberal și cei doi bărbați de stat, care de la căderea lui Peel fuseseră totdeauna în opoziție unul față de celălalt, intrară într-un conflict direct. Lupta dintre Disraeli și Gladstone, în afara interesului său uman, are o valoare exemplară pentru că ilustrează importanța, pentru reușita regimului parlamentar, a unui anumit prestigiu dramatic. Dacă răscoala reală a cetățenilor unei țări trebuie înlocuite prin revoluții în incinta camerei, se impune însă ca bătăliile oratorice să fie la rândul lor niște spectacole înălțătoare. Grație talentelor foarte diferite, dar amândouă remarcabile, ale lui Gladstone și Disraeli, luptele parlamentare de la Westminster fură timp de 20 de ani lupte între giganți. Se ciocneau două filozofii și două poziții spirituale. De o parte, gravitatea, seriozitatea, virtutea conștientă, de cealaltă, strălucirea, spiritul și, sub aparența unei superficiale frivolități, o credință nu mai puțin vie decât cea a lui Gladstone. Acesta, din urmă, credea în guvernarea de către popor, voia să primească de la popor inspirațiile sale și se declara gata pentru orice reforme dacă ar dori poporul, chiar dacă s-ar atinge de cele mai vechi tradiții ale Angliei. Disraeli credea în guvernarea pentru popor, în necesitatea de a menține osatura țării și nu admitea reforme decât în măsura în care ele respectau anumite instituții esențiale legate de trăsăturile permanente ale naturii umane. Aceste două atitudini sunt bine simbolizate în imaginea lui Gladstone, care doboară el însuși copacii în Hawarden, și în cea a lui Disraeli, care nu lasă la Hagenden să se doboare niciun copac. Gladstone a fost prim-ministru din 1868 până în 1874, Disraeli din 1874 până în 1880 și din nou Gladstone din 1880 până în 1885. În timpul acestor 18 ani s-au produs mari schimbări pe continent. Nici Disraeli, nici Gladstone nu știuseră să vadă că echilibrul puterii avea să fie distrus în Europa de o forță nouă, Prusia. Palmerston tolerase să se anexeze Schleswig Holstein. Disraeli și Gladstone asistaseră fără să reacționeze la războiul austro-prusac, apoi la războiul franco-german, care consacrară hegemonia Prusiei și duseră la formarea Imperiului German. Rusia, la rândul ei, denunță tratatul de la Paris, cu care se încheiase războiul din Crimea și își reconstitui flota din Marea Neagră. Și aici Gladstone se arătă îngăduitor, dar concesiile constituie un mare pericol. Ele deschid pofta și măresc îndrăzneala acelora cărora li s-au făcut. Anglia părea amorțită și cele mai slabe țări se gândeau că de aici înainte puteau să sâcâie leul britanic fără a fi pedepsite. Cu vremea însă, opinia publică începu să se mânie din cauza acestei slăbiciuni. Într-o piesă de teatru, Gladstone apărea primind o ambasadă chineză care îi pretindea Scoția. Primul ministru reflecta și găsea trei răspunsuri posibile: să cedeze imediat Scoția, să aștepte puțin și să sfârșească prin a o ceda sau să decidă numirea unui arbitru. Publicul găsea satira destul de îndreptățită. Politica externă a lui Disraeli a fost mai îndrăzneață, mai pitorească, dar în același timp mai primejdioasă decât a lui Gladstone.
În timp ce acesta din urmă voia pace cu orice chip, nu-l interesa imperiul și dorea ca țara lui să aibă mai curând un prestigiu moral decât un prestigiu imperial, atrăgându-și lui și partizanilor săi porecla de Little Englanders, partizanii ai unei Anglii mici, Disraeli și prietenii săi se proclamau imperialiști. În imaginea romantică a lui Disraeli rănăștea ideea de imperiu, idee mult slăbită după moartea lui Chatham și pierderea coloniilor americane. El îi propunea Angliei, înaintea lui Chamberlain, înaintea lui Rhodes, înaintea lui Kipling, o concepție de-a dreptul romană despre rolul și datoriile sale în lume, împotriva dorinței majorității partidului său, care avea oroare de schimbări, oricare ar fi fost natura lor, îi dădu reginei, care îl aștepta cu înfrigurare, titlul de împărăteasa Indiei. În 1875 cumpără în secret de la Khedive 177.000 de acțiuni ale canalului de Suez pentru suma de 4 milioane de livre. Majoritatea acțiunilor o deținea Franța, dar Anglia achiziționase o parte din această întreprindere de o deosebită importanță pentru ea, deoarece canalul era drumul cel mai scurt spre India și spre China. În același an, Disraeli, bătrân și obosit, trecu în camera lorzilor sub numele de Lord Beaconsfield. Europa era în continuare neliniștită din pricina conflictului dintre Turcia și provinciile sale creștine, pe care le apăra Rusia cu scopul de a le anexa. Nu există nimic pe lume de care Disraeli să se teamă mai mult ca de prezența rușilor în Mediterană. Prima axiomă a politicii britanice era, după dânsul, menținerea unui drum de liber acces spre India. Ori pe uscat nu exista alt drum posibil decât prin Turcia, țara amică, iar drumul pe mare urma să treacă prin canalul de Suez, care putea deveni foarte vulnerabil în cazul în care provinciile turcești din Asia s-ar fi găsit în mâinile unei națiuni ostile. El lua deci apărarea Turciei, dar întrucât turcii comiseseră atrocități în Bulgaria, Gladstone stârni împotriva lor opinia publică engleză în cursul unei campanii de discursuri pe care Disraeli le considera ridicole, dar care impresionară populația religioasă prin fervoarea lor. Mișcarea luă asemenea proporții încât Beaconsfield renunță să intervină. Curând Rusia a putut să impună Turciei tratatul de la San Stefano. Turcia europeană dispărea aproape completamente și o Bulgarie mare îi înlesnea Rusiei accesul la Mediterană. Lordul Beaconsfield socoti tratatul acesta inacceptabil pentru Anglia și trimise Rusiei un ultimatum. Aceasta, epuizată în urma războiului, înspăimântată de aducerea trupelor din India și de sosirea flotei britanice la Constantinopol, se înclină. Negocierile conduse în stilul lui Palmerston, punând flota înainte și venind cu diplomația în urma ei, fură pe placul orgoliului britanic. Congresul de la Berlin din 1878 revizui tratatul de la San Stefano. Bulgaria fu tăiată în două, Bosnia promisă Austriei, Anglia obținu insula Cipru. Tratatul de la Berlin părea să reprezinte cu succes, de plin, pentru Lordul Beaconsfield, care primi drept recompensă ordinul jaretierei. De fapt, Cipru n-a prezentat niciodată vreo utilitate pentru Anglia. Turcia continua să maltrateze pe supușii creștini care i-au fost restituiți și, din pricina Bosniei, avea să izbucnească războiul din 1914. În 1879, ostilitatea Rusiei, ai cărei miniștrii se întorseseră de la Berlin foarte mânioși împotriva Angliei, precipită conflictele pe frontiera Indiei. Când urmă un război în Africa de Sud împotriva zulușilor, publicul fu pus pe gânduri. Dacă politica pacifistă a lui Gladstone era lipsită de glorie, politica imperialistă a lui Disraeli nu era lipsită de primejdie. În 1879, Gladstone întreprinse din nou un mare turneu oratoric în Scoția și obținu un imens succes. El spunea alegătorilor săi că nu era vorba de a aproba cu tare sau cu tare măsură politică, ci de a alege între două morale. De 5 ani de zile nu li se vorbea decât de interesele Imperiului Britanic, de frontierele științifice, de noi Gibraltare și care era rezultatul. Rusia mărită și ostilă, Europa tulburată, India în război, iar în Africa o mare de sânge. De ce? Pentru că pe lumea asta mai există și altceva decât necesitățile politice, spunea Gladstone. Există necesități morale. Gândiți-vă că viața plină de smerenie din statele Afganistanului, în mijlocul zăpezilor iernii, este tot atât de inviolabilă în ochii autoputernicului ca și viața din orașele voastre.
Frumosul obraz de pasăre de pradă, ochii pătrunzători și puternici, glasul, a cărui permanentă vigoare părea un miracol, înălțătoarea lui doctrină religioasă, umpleau inimile sătenilor scoțieni, oameni evlavioși, de admirație și de aproape teamă. Li se părea că aud cuvinte divine și contemplă un profet. La alegerile din 1880, Disraeli și partidul său fură înfrânți. E mult mai ușor să predici pacea decât să o menții. Gladstone era sincer în oroarea sa față de violență, dar avea să fie silit să o folosească și asta cu atât mai mult cu cât slăbiciunea sa inițială mărea pretutindeni pericolele și tulburările. Primele necazuri veniră din Africa de Sud. Acolo, de când englezii anexaseră în timpul războaielor napoleoniene colonia Capului, colonie olandeză, se iviseră conflicte între fermierii olandezi și coloniștii englezi. În 1877, englezii anexară Republica Olandeză Transvaal. În 1881, burii se răsculară și învinseră la Majuba Hill, mica armată engleză de ocupație. Gladstone acceptă faptul îndeplinit și redădu burilor independența. În Irlanda se dezvolta în secret un partid republican rebel și anti-englez. 80 de deputați conduși de misteriosul și strălucitorul Parnell, partizani ai autonomiei, home rule, adică ai separatismului irlandez, îi făceau zile grele guvernului în Camera Comunelor. Iar în Irlanda, acțiunea parlamentară era sprijinită de o acțiune directă care mergea până la omucideri. Țăranii refuzau să plătească arenda. În zadar, Gladstone încercă să-i sprijine printr-un Land Act, lege agrară care însărcina unele tribunale speciale cu revizuirea contractelor de arendă. În zadar, îl eliberă pe Parnell și pe prietenii săi arestați pentru instigare la răscoală. După câteva zile, atentatele începură din nou. Opinia publică engleză indignată sili guvernul să propună o lege de represiune care dădu oarecare rezultate. După Transvaal și Irlanda, Egiptul. Proasta administrație a Khedivului a determinat Franța și Anglia să asigure împreună controlul finanțelor și administrarea datoriei egiptene. Niște europeni fiind masacrați la Alexandria, guvernul francez, mai mult din timiditate decât din înțelepciune, și-a retras flota. Gladstone ar fi rechemat și el bucuros flota engleză, dar presa și publicul nu-i îngăduiră. Armata engleză intră în Cairo. Această cucerire, întreprinsă într-un moment de neatenție, îi redădu lui Gladstone, care a reprobat-o, popularitatea în drept. Ocuparea Egiptului avea caracter temporar și era ținută sub observație cu gelozie de Franța. În fapt, Sir Evelyn Baring, mai târziu Lord Cromer, începu de îndată, sub suveranitatea nominală a Khedivului, să administreze țara. O armată de ocupație engleză rămăsese provizoriu în Egipt. Când Sudanul egiptean, un musulman fanatic, se proclamă Mahdi, îi adună pe derviși și alungă pe soldații egipteni, generalul englez Hicks, trimis acolo, fu complet zdrobit. Gladstone hotărâ că Sudanul să fie evacuat și însărcină, din imprudență, cu această operație pe generalul Gordon, personaj care își făcuse o largă reputație în timpul războaielor din China și care, în felul său, era tot atât de fanatic ca și Mahdiul. În loc să evacueze Sudanul, el se baricadă în Khartoum și ceru întăriri, dar în zadar. Când Gladstone se decise să îi le trimită, era prea târziu. Mahdiul îl masacrase pe general și cei 11.000 de oameni din garnizoană. Gordon avea toate virtuțile necesare ca să devină un erou național. Tenacitatea sa plăcea imperialiștilor, pasiunea lui pentru Biblie plăcea protestanților și fantezia sa plăcea întregului popor englez. Moartea lui a provocat căderea guvernului, dar abia în 1898 uciderea lui a fost răzbunată de către expediția condusă de Kitchener. În interior, Gladstone curmă câteva nedreptăți religioase. Separă de stat Biserica Anglicană din Irlanda, pe care catolicii irlandezi n-aveau niciun motiv să o întrețină. Ordonă să se deschidă pentru neconformiști, care încă din 1836 aveau acces liber la noua universitate din Londra, porțile universităților din Oxford și Cambridge. Prin Education Act din 1870, legea Forster, Anglia căpătă în sfârșit embrionul unui sistem național de școli. Prințul Albert fusese surprins de numărul mare de analfabeți englezi, mult mai mare decât numărul de analfabeți germani sau francezi.
La Manchester, din 100 de persoane care se căsătoreau, 45 iscăleau un registru cu degetul, neștiind să scrie. În 1845, 33% din bărbați și 49% din femei erau analfabeți. În 1861, respectiv 25% și 35%. Regina Victoria, îngăduitoare, socotea că nu era necesar să imite continentul în această privință. Clasele nobiliare și mijlocii își trimiteau copiii la școlile publice, public schools. Vreme îndelungată n-au existat pentru popor decât școlile susținute de biserici. Legea Forster înființa în sfârșit, la sate, unde nu existau școli libere, o școală de stat, care era creștină, fără a fi confesională. În 1891, învățământul deveni obligatoriu în Anglia, iar în 1912 deveni gratuit. Trebuie notat că Anglia, unde științele erau mai puțin studiate în școli decât în oricare țară în lume, a dat naștere câtorva dintre cei mai mari savanți ai secolului al XIX-lea: Darwin, Huxley, Lordul Kelvin, Clerk Maxwell, Lister, Thomson. Oare programele școlare, mai puțin încărcate, să fi păstrat prospețimea geniilor? În 1867, Disraeli dăduse drept de vot muncitorilor din orașe. În 1884, Gladstone îl acordă muncitorilor agricoli. O lege cu privire la scrutinul secret și o alta referitoare la corupție în alegeri puse capăt plutocrației. Începând din 1884, din 7 milioane de bărbați adulți votează 5 milioane. Nu mai sunt excluși decât cei ce locuiesc în casa stăpânului lor, servitorii, și cei ce locuiesc în casa părintească, tinerii care trăiesc în familie, precum și toate femeile. Chiar și administrația locală fu încredințată atunci unor corpuri alese și judecătorii de pace își pierdură puterea administrativă pe care o dețineau pe vremea dinastiei Tudor. Anglia trecuse, într-o jumătate de secol, fără zguduiri profunde, de la oligarhie la democrație. Dar, în același timp, independența Camerei Comunelor fu foarte slăbită. În vechiul sistem aristocratic, un mare senior în târgul său sau acela căruia îi dăruise târgul, se simțea invulnerabil. Votul lui în Parlament era liber pentru că primul ministru nu avea asupra lui nicio influență, decât doar prin corupție, la care rezistau deputații onești sau prea bogați. În sistemul democratic, toate locurile deveniră instabile, deputatul nefiind niciodată sigur că va fi reales de către un corp electoral vast și capricios, amenințarea primului ministru cu dizolvarea Parlamentului deveni un mijloc de a-i sili pe cei șovăitori să se decidă. O asociație liberală, fondată de Joseph Chamberlain la Birmingham, constitui un exemplu de ceea ce a fost numit, imitându-i pe americani, un caucus. Partidele deveniră puternice organizații care propuneau pe candidați, adunau fonduri electorale obținute adesea în urma vânzării de titluri de noblețe și impuneau suveranului să numească pe șeful lor în postul de prim-ministru. Din ce în ce mai mult, în afară de accidente imprevizibile, grave greșeli personale sau sciziunea unui partid, premierul, după reușita în alegeri, era aproape sigur că va păstra puterea pe toată durata Parlamentului. Astfel că o consecință neprevăzută a reformelor electorale, puterea executivă ieșea întărită și sistemul englez se apropia de sistemul american, eliberat însă de pericolul pe care îl prezintă în America suprapunerea alegerilor prezidențiale și alegerilor pentru Congres. Cele două mari partide tradiționale păreau atunci eterne și cineva care ar fi prezis în 1892 că într-o bună zi puterea va fi preluată de un partid al muncii ar fi părut extrem de îndrăzneț. Socialismul englez, de la Thomas More la William Morris, a fost utopic și ineficace. Un evreu german, Karl Marx, care de la Revoluția din 1848 trăia în Londra, publicase în 1868 Capitalul, Coranul socialismului, așa cum Bogăția națiunilor fusese Biblia liberalismului. El constata efectele cu totul neprevăzute pentru Adam Smith a liberei concurențe. El anunță că, așa cum burghezia a învins feudalismul, proletariatul va expropria într-o bună zi burghezia. Dar lupta de clasă conta prea puțin pe luptătorii din Anglia, cea prosperă. A trebuit să vină criza economică lungă și dureroasă, care a urmat după 1875 ca să se nască o federație social-democrată înființată de burghezul
Hindman. Și chiar și atunci, acesta a jucat în viața muncitorilor englezi un rol infinit mai mic decât trade unioniștii practici. Socialismul a luat totdeauna în Anglia forme originale. A fost reformator, paternalist cu Robert Owen, estetic cu Ruskin și cu prerafaeliții, intelectual, paradoxal și tergiversant cu societatea fabiană, parlamentar, evanghelist cu Ramsay MacDonald. Grație acesteia din urmă, caracteristici, avea să atragă mai târziu, alături de muncitori, o bună parte a micii burghezine conformiste. Așa precum Bentham și Mill impregnaseră cu doctrina lor pe intelectualii victorieni și făcuseră să triumfe liberalismul individualist, fabienii și, în special, Bernard Shaw și soții Webb au dat drept de cetățenie colectivismului în spiritul intelectualilor de pe vremea lui Edward. Colectivismul fabian se deosebea de socialismul continental prin două trăsături. Mai curând decât capitalul industrial, ataca renta funciară și marea proprietate agricolă, și mai curând decât să propovăduiască o guvernare directă prin alegeri populare, rămânea credincios principiilor guvernării reprezentative. Ideile fabienilor aveau să inspire în scurtă vreme politica financiară și socială a unor liberali avansați, cum a fost Lyle George. Capitolul 7. Imperiul în secolul al XIX-lea. După pierderea coloniilor americane, negarea valorii economice a coloniilor deveni în Anglia o atitudine destul de obișnuită. Pe de altă parte, Wesley trezise în sufletele religioase scrupule față de rasele indigene, mai ales când ele se converteau la creștinism. Indiferența și scrupulele explică surprinzătoarea generozitate cu care Anglia a retrocedat de două ori, în 1802 și 1815, Franței și Olandei, coloniile pe care supremația pe mare îi îngăduise să le cucerească. Franței i-a înapoiat Antilele franceze, insula Bourbon, dreptul de pescuit la Terra Nova și diferite alte posesiuni. Olandei îi restitui Lava, Curaçao și Surinam. Totuși, în anumite puncte, un instinct obscur i-a oprit pe negociatori, îndemnându-i să păstreze măcar o satură a imperiului. India și Canada au rămas cele două elemente de bază. Capul Bunei Speranțe, cucerit de la olandezi în 1796, fusese păstrat ca o stație utilă pe drumul spre India. Gibraltarul, Malta și insulele Ionice dominau Mediterana. În Pacific se înființase o colonie de deportați pe pământul Australiei, în 1739. În felul acesta se schița scheletul viitorului Imperiu Britanic, dar nimeni nu-și închipuia că toate aceste teritorii împrăștiate vor putea într-o zi forma un Commonwealth sau o federație de state autonome reunite printr-o legătură liber consimțită. Pentru ca noul imperiu să nu împărtășească mai curând sau mai târziu soarta coloniilor americane, era absolut necesar să obțină o formă oarecare de autonomie, cel puțin acolo unde s-au stabilit comunități întinse de rasă albă. Am văzut, studiind istoria Angliei, cum s-a născut și a crescut dragostea anglosaxonilor pentru libertățile lor. E un sentiment pe care aveau să-l ducă pretutindeni cu ei. Colonistul englez, care de cele mai multe ori nu părăsea metropola decât ca să scape de constrângerea religioasă și socială, nu era omul care să accepte pierderea prin exil a dreptului de participare la guvernarea țării unde avea să trăiască. În colonii, ca și în metropolă, era necesar să fie respectate cele două mari principii care, după cum spunea Fisher, sunt polii rasei anglosaxone, dintre care primul este că orice guvernare trebuie să se bazeze pe consimțământul celor guvernați, al doilea că omul de stat este să evite revoluția cu ajutorul reformelor. Dar cum să se facă în colonii state libere menținând în același timp unitatea imperiului? Ar fi fost contrar geniului rasei ca această problemă să fie rezolvată prin victoria unui raționament abstract asupra unui alt raționament. Un accident fericit în naștere primului dominion, reușita încurajă imitațiile. Astfel, fu creat Commonwealth-ul britanic. Accidentul fericit fu prezența într-o provincie a Canadei a unei populații franceze care, după 1791, alegea o adunare legislativă aproape în întregime franceză ca limbă și simțire, pe când puterea executivă aparținea unui guvernator englez înconjurat de un consiliu compus din funcționari englezi.
În caz de neînțelegere, date fiind împrejurările, neînțelegerile erau inevitabile, rănăștea dincolo de ocean vechiul conflict între monarh și parlament, conflictul care dusese în Anglia la căderea dinastiei Stuart. În 1837 izbucni în Canada franceză o rebeliune care se extinse și în provinciile engleze. Reprimarea ei s-a făcut ușor, dar numai un guvern încăpățânat sau orb ar fi putut să nu țină seamă de acele semne de nemulțumire. Ouija avură inteligența să trimită în Canada un om de stat care nu se temea de experiențe. Lord Durham avea inima generoasă și un caracter detestabil, o combinație destul de reușită pentru un șef. După o ședere de câteva luni, se întoarse cu un remarcabil raport asupra situației din Canada. Ajungea la concluzia că era necesar să se instaureze în ambele provincii, făcându-se totodată sforțări pentru o unire mai strânsă între ele, o oarecare formă de reprezentare ministerială. Nu vreau să mă ating de niciuna din prerogativele coroanei, dar coroana trebuie să se supună consecințelor necesare ale instituțiilor reprezentative și ea trebuie să guverneze prin intermediul acelora în care corpul reprezentativ are încredere. Ideea aceasta păru revoluționară multora dintre contemporanii lui Durham. Aveau impresia că asta însemna ruperea tuturor legăturilor dintre colonie și metropolă. Și ce s-ar întâmpla dacă s-ar ivi un conflict între reprezentantul regelui și guvernul local? Riscul fu acceptat. Noul guvernator general, Lordul Elgin, alcătui cu curaj un consiliu de miniștri compus din canadieni reformiști, care aveau atunci majoritatea în țară și dintre care câțiva luaseră chiar parte la rebeliune. Experiența reuși, încrederea dădu naștere devotamentului. Începând din acest moment, fu admis principiul self-governmentului. În drept, nu se schimba nimic, căci trebuiau respectate formele. Guvernul englez își păstra privilegiul de a-i numi pe miniștri. În fapt, nu îi alegea decât pe acei în care aveau încredere. Astfel, cea mai mare revoluție colonială fu înfăptuită fără texte și fără zarvă. Era o soluție foarte britanică. Diferitele state care compuneau Australia și Noua Zeelandă primiră și ele, între 1850 și 1875, dreptul de a-și acorda Constituții liberale. Problema era însă complexă în țările în care trăiau cot la cot un mic număr de coloniști albi și numeroși indigeni. În asemenea cazuri, a da minorității albe toate drepturile de control ar fi fost periculos, căci ea ar fi putut abuza de puterea sa pentru a o oprima pe indigeni. În Africa de Sud, prezența a două rase europene a pus o problemă și mai dificilă. S-a văzut la timpul său că atunci când Anglia a ocupat colonia Capului, coloniștii pe care i-a găsit acolo erau fermieri olandezi, că acești țărani sau buri emigraseră mai întâi în Natal, apoi în republicile Orange și Transvaal, fondate de ei. Că în 1881 o revoltă a burilor nimicise forțele engleze la Majuba și, în sfârșit, că Gladstone renunțase atunci la Transvaal. Colonizarea engleză în Africa de Sud fu totuși continuată de o companie particulară, al cărei suflet era Cecil Rhodes, un Clive al acestui continent. Când mai târziu au fost descoperite în Transvaal mine de aur și de diamant, un val de emigranți englezi năvăli în republicile olandeze, unde le-a fost acordat dreptul de a dobândi concesiuni, dar li se refuzară drepturile civile. În 1895, un englez, prieten cu Rhodes și manevrat de către el, doctorul Jameson, întreprinse în plină perioadă de pace un raid armat în Transvaal. Învins și făcut prizonier în scurtă vreme, Jameson compromisese în mod grav prin aventura sa guvernul britanic, pe care burii îl bănuiau că a încurajat raidul. În tot timpul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, Africa, continent inventat de providență pentru a săcâi Foreign Office-ul, fu ciopârțită de puterile europene. Din 1853 până în 1873, Livingstone exploră regiunea lacului Tanganyika, apoi Stanley traversă întregul continent. Îndată ce noile teritorii fură accesibile, Germania, Belgia și Franța, mai târziu Italia, și le disputară. Anglia, oficială, rămase multă vreme în afara jocului african. Noile colonii engleze din Nigeria, Rhodesia, Kenya, Uganda fură înființate de marile companii, nu numai de aceea lui Cecil Rhodes, British South Africa Company, ci și de aceea Nigerului, precum și de compania East Africa.
Această ciudată întoarcere la sistemul companiilor privilegiate poate fi explicată prin avantajele pe care le avea guvernul imperial, lăsându-i pe capitaliștii întreprinzători să facă cheltuielile de investigare și ale primei instalări. Dacă inițiativa dădea greș, era părăsită. Dacă reușea, guvernul imperial se substituia companiei. Astfel, puțin câte puțin, s-a format în Africa un imperiu atât de vast încât îi îngădui lui Rhodes să conceapă proiectul unei căi ferate care să meargă de la Cape Town la Cairo, fără a părăsi teritoriul britanic. Linia era întretăiată numai în estul african german, pe care Anglia avea să-l dobândească în urma războiului din 1914. În India, după ce fusese destrămat Imperiul Mongolilor, compania privilegiată East India Company continuase aproape fără voia ei cucerirea țării. Ea adusese un corp de funcționari care luptau din răsputeri împotriva foametei și a anarhiei. Reformatorii din 1832 voiseră să aplice și aici principiile lor și în Indian Charter Act din 1833 se declara că orice supus al maestății sale poate ocupa orice funcție, indiferent de rasă, loc de naștere sau culoarea pielii. Era o teză îndrăzneață, dar greu de aplicat atunci. În 1857 izbucni o violentă rebeliune militară a trupelor indigene, cărora compania le încredințase ca odinioară Imperiul Roman, securitatea țării. Reprimarea lor fu brutală și a avut un efect deplin. Guvernul britanic luă el însuși în mână administrarea Indiei. Garnizoana europeană fu ridicată la 75.000 de oameni. După noi campanii împotriva mahraților și schihilor și a gurcașilor și în sfârșit a birmanilor, peninsula fu cucerită în întregime, în 1885. Kipling a făcut elogiul Indian Civil Service-ului. Alți scriitori, dimpotrivă, au reproșat membrilor săi orgoliul de rasă și lipsa de contact cu indigenii. Fapt cert este că în India, o țară de 350 de milioane de locuitori, după rebeliune și apoi după câteva inevitabile răscoale, liniștea a fost menținută de 75.000 de soldați europeni și 150.000 de soldați indigeni. Fapt cert este că numărul administratorilor englezi n-a depășit 5.000 și că suprafața pământurilor desțelănite, irigate și asanate de ei a fost imensă. E de asemenea un fapt cert că sub dominația engleză populația Indiei a crescut cu 230 de milioane de locuitori și, în sfârșit, că limba engleză a fost singura limbă comună a nenumăratelor popoare ale Indiei și limba care se folosea la congresele panindiene. O imensă pătură de indieni instruiți în spirit european au putut ocupa numeroase posturi administrative. Era firesc că India, la rândul său, să-și dorească în cele din urmă un self-government, așa cum a fost acordat dominioanelor, ba chiar o independență totală. De la războiul ruso-japonez, Orientul n-a mai suportat decât în silă dominația Occidentului. S-au produs mișcări naționale, destul de prost privite de administrația anglo-indiană, dar tolerate de guvernul imperial, care, aici ca și în alte părți, au urmărit compromisul. Încet, încet, autoritatea guvernamentală a fost transferată hindușilor. În 1917, instrucțiunea publică și cea mai mare parte din serviciile interne au trecut în sarcina cabinetelor provinciale indiene, răspunzătoare în fața unor camere alese. Numai armata și poliția au rămas în mâinile funcționarilor britanici. Tragedia oricărei administrații coloniale este că, dacă reușește prea bine, ea slăbește, ca o consecință a succesului însuși, legăturile sale cu metropola. În Egipt, ca și în India, sanarea finanțelor, dezvoltarea instrucțiunii, a bogăției, a ordinii, aveau mai devreme sau mai târziu să inspire populațiilor indigene o mai mare nevoie de independență. Totuși, nu părea imposibil de conceput ca niște popoare libere să fie unite printr-un angajament comun de apărare mutuală, prin tarife preferențiale, prin relații de limbă și cultură. Noul caracter al imperiului avea să fie în secolul al XX-lea una din problemele postbelice. În secolul al XIX-lea trebuia mai întâi ca acest imperiu să-și capete forma definitivă și apoi să obțină recunoașterea de către națiunile rivale. Dubla sarcină cerea un guvern care să creadă în imperiu. Aceasta a constituit șansa conservatorilor. Capitolul 8. Declinul liberalismului. Regina Victoria îl aprecia pe Gladstone, dar îl considera primejdios ca om de stat.
El a slăbit, spunea regina, autoritatea acestei țări în lume. Ori Victoria avea o ciudată facultate de a privi mai toate problemele întocmai ca popoarele sale. După uciderea lui Gordon, mulți alegători încetaseră să mai creadă în Gladstone, cu toată prodigioasa lui elocință. La alegerile din 1886, după un scurt intermediu Tory, obținu o mică majoritate, dar numai datorită sprijinului irlandezilor. Ca o consecință paradoxală a jocului parlamentar, străinii aceștia deveneau arbitri în Anglia. Curând se răspândi zvonul că Gladstone își asigurase sprijinul lor în schimbul promisiunii de a le acorda autonomia, home rule. Era adevărat, în aprilie 1886, primul ministru depuse în Parlament un proiect în care se prevedea că Irlanda să devină autonomă și să se înființeze la Dublin un parlament irlandez. Camerei unice, dar compusă din două categorii de membri, unii aleși de târguri și comitate, alții inamovibili, urmau să le fie încredințate afacerile interne ale Irlandei, guvernul imperial păstrând numai controlul asupra armatei, asupra vămilor și a politicii externe. Irlanda avea să plătească imperiului o contribuție anuală reprezentând partea sa din cheltuierile comune. Joseph Chamberlain, Lordul Harrington și numeroși conducători ai Partidului Liberal protestară. Ei ar fi acceptat cu rigoare o soluție federalistă, dar nu admiteau o soluție separatistă. Trecutul lui Parnell și al prietenilor săi nu justifică încrederea lui Gladstone, spuneau ei. Curând, acești unioniști sau campioni ai unirii cu Irlanda părăsiră Partidul Liberal și, fără a se alătura încă Partidului Conservator, se angajară să-l sprijine împotriva lui Gladstone. Acesta făcu apel la alegători, dar răspunsul țării fu ostil. Se aleseră 400 de unioniști, dintre care 318 erau conservatori. Partizanii lui Gladstone fuseseră învinși și puterea trecu în mâinile lordului Salisbury, șeful coaliției unioniste. Robert Cecil, marchis de Salisbury, privea afacerile umane cu o înțelepciune rece și profundă. Pe vremea când fusese ministrul lui Disraeli, condamnase cu aceeași tărie atât visările romantice ale șefului său, cât și idealismul lui Gladstone. Avea oroare de argumentele de înaltă moralitate pe care cea mai mare parte a oamenilor politici le aduc în sprijinul intereselor lor. El considera societățile umane ca niște organisme fragile de care trebuie să te atingi cât mai puțin posibil. Când după 20 de ani părăsi puterea, nu rezolvase nici problemele sociale, nici chestiunea Irlandei, dar le împiedicase să dea naștere la dezordini în toată această perioadă. În politica externă, ca și în cea internă, a căutat să se ferească de sentimente și să se gândească în mod chimic. Nu voia să aibă pentru națiunile străine nici simpatie, nici antipatie. Solitar, în viața particulară, el acceptă pentru țara sa o splendidă izolare. Această atitudine a fost posibilă și chiar rezonabilă în timpul când Lordul Salisbury a fost la putere, adică prin 1902. După el avea să vină un timp în care Anglia, amenințată, trebuia să găsească, ca pe vremea lui Pitt, un soldat pe continent. Îndelungata guvernare a Lordului Salisbury n-a fost întreruptă decât o scurtă perioadă. La alegerile din 1892, majoritatea Camerei se alcătui din nou din liberali gladstonieni și din irlandezi autonomiști, home rulers. Gladstone, neîmblânzit, la 83 de ani, siri din nou Camera Comunelor să voteze autonomia. Dar lorzii respinseră legea, care era pentru ei prea puțin populară ca să se angajeze pe această temă o luptă pe viață și pe moarte cu un altă cameră. Retragerea lui Gladstone lăsă Partidul Liberal fără șef. Sir William Harcourt și Lordul Raspberry, care ar fi putut oricare dintre ei să ia conducerea partidului, nu se înțelegeau destul de bine ca să poată colabora. În prezența unor adversari atât de învrăjbiți, rolul conservatorilor devenea ușor. De asta dată, liberalii unioniști acceptară să intre în guvern alături de Salisbury și nepotul său, Arthur Balfour. Era o vreme de conflicte între puterile imperialiste, de gelozii și de intrigi. În America, o ciocnire la frontieră între Venezuela și Guiana Britanică îl sili pe președintele Statelor Unite să amintească de doctrina Monroe și s-ar fi ajuns la război dacă Salisbury nu ar fi acceptat un arbitraj. În Africa, expedițiile franceze, urcând pe văile Nigerului și ale Congoului, anexau imense teritorii care despărțeau coloniile engleze de hinterlandurile lor. Franța nu avea atunci niciun motiv ca să renunțe la Egipt.
Spera să intre acolo prin Nilul de Sus și o misiune, sub ordinele comandantului Marshall, se îndrepta spre Sudan. Anglia, pe de altă parte, nu renunțase la Maroc și un aventurier scoțian, Caidul MacLean, încuraja curtea sultanului să opună rezistență influenței franceze. Frontiera siameză, Madagascar, Terra Nova, erau alte pricini de discordie între cele două țări. Această nemulțumire latentă se transformă într-un conflict ascuțit atunci când generalul Kitchener, după ce l-a învins pe Mahdi, răzbunându-l pe Gordon și ocupând Sudanul, întâlni misiunea Marșa pe Nilul de Sus, la Fakoda. Timp de câteva zile, războiul părui inevitabil. La Londra, ziarele conservatoare erau cuprinse de un periculos acces de febră militară. Ziarele liberale vorbeau pe un ton grav de datoria morală care incumba englezilor de a recuceri Sudanul pentru egipteni. Ambele părți mobilizară flotele. Anglia deplasa în grabă vasele sale, care se găseau împrăștiate în mod periculos, flota sa din Mediterana fiind parte la Malta, parte în Gibraltar, putând fi oricând tăiată în două de flota franceză de la Toulon. Împăratul Germaniei nutrea speranța că va izbucni un război, dar Delcas crezu că e mai înțelept să cedeze și să pregătească astfel o împăcare durabilă între cele două țări. În cursul anilor care urmară acestui episod, Anglia a fost foarte nepopulară în Franța. La drept vorbind, ea era atunci nepopulară în toată lumea, căci trecea printr-una din acele perioade de orgoliu și euforie care sunt tot atât de primejdioase pentru popoare ca și pentru indivizi. Doctrina imperialistă, predicată pe la 1875 de Disraeli, unor conservatori destul de rebeli, devenea o religie națională. După expoziția de la Crystal Palace, marcase în 1851 apogeul prosperității industriale a englezilor. Jubileul de diamant din 1897 marcă apogeul gloriei imperiale. Regina și Lordul Salisbury căzuseră de acord să facă din această sărbătoare o ceremonie internă a Imperiului. Niciun suveran străin, ci numai prinți, oameni de stat și soldați veniți de pe toate teritoriile engleze. De câțiva ani, un poet de geniu, Rudyard Kipling, dădea o formă de neuitat sentimentelor atâtor englezi care, împrăștiați pe planetă, se străduiau să mențină, sub toate cerurile, solidele calități ale caracterului britanic, așa cum îl formau, de la Arnold încoace, școlile publice. Acestui popor moral, Kipling îi dădea motive morale ca să-și iubească gloria. Cucerirea devenea în ochii săi o datorie. Imperiul devenea povara omului alb. Un alt om de geniu, ministrul coloniilor, Joseph Chamberlain, radical transformat în aliat al conservatorilor, susținea că ar trebui să se combată mizeria și șomajul prin dezvoltarea comerțului cu Imperiul. Încerca prin toate mijloacele să dea dominioanelor, coloniilor și metropolei sentimentul acelei unități pe care o cânta Kipling. O scrisoare francată cu un penny putea să ajungă nu numai în Regatul Unit, dar și în locurile cele mai îndepărtate ale Imperiului. Dominioanele fură încurajate să-și facă cunoscute produsele la Londra. Chamberlain a fost cel din tâi care a înțeles că în caz de război, Canada și Australia puteau colabora la apărarea Imperiului. Idee care 50 de ani mai devreme ar fi părut o aberație și care 15 ani mai târziu deveni o realitate. Kipling, în timpul jubileului, publicase în Times un poem de o gravitate amenințătoare, care produse surprindere. În mijlocul festinului, scrise pe perete un cântec biblic: Dumnezeu al armatelor, fii cu noi, ca să nu uităm. Avertisment profetic. În mai puțin de 3 ani după glorioasa procesiune a jubileului, în vârful continentului african, două mici republici de țărani, Transvaal și Orange, țineau în șah cel mai puternic imperiu din lume. Spre marea surprindere a Angliei și a Europei, acest război inegal ținu mai bine de un an. El evidenție slăbiciunea armatei britanice, proasta organizare a War Office-ului, precum și inamicițiile pe care le trezise Anglia în lumea întreagă prin politica sa de egoism imperial, silindu-i pe cei mai înțelepți bărbați ai Angliei să reflecteze asupra acestei situații și să caute un remediu. Războiul din Transvaal a avut o puternică influență asupra politicii europene de la începutul secolului următor. Ea îi dezgustă pentru o bună bucată de vreme pe englezi de diplomație autoritară, a cărei modă o introduseseră Canning și Palmerston și pe care nu o mai puteau justifica raporturile reale ale forțelor existente. Când, în sfârșit, victoriile lui Roberts și Kitchener îngăduiră să se semneze o pace victorioasă cu burii,
pacea fu destul de moderată. Cele două republici fură anexate, dar Anglia acordă fermierilor în vin și o generoasă indemnizație care le permise să-și reconstruiască fermele și să-și repună la punct ogoarele. Când generalii buri, după câteva luni, veniră la Londra, fură primiți cu un entuziasm care îi surprinsese. În 1906, ambele republici primiră dreptul de a-și alcătui guverne parlamentare și în 1910 luă ființă Uniunea Sud-Africană compusă din Colonia Capului, Orange și Transvaal. Nimic nu face mai multă onoare politicii engleze decât loialismul cu care republicile sud-africane au participat la apărarea Imperiului în timpul Marelui Război. Generalul Botha și generalul Smuts, veterani ai războaielor împotriva Angliei, se numără între 1914 și 1919 printre consilierii săi cei mai ascultați și printre cei mai demni de a fi ascultați. Regina Victoria n-a văzut sfârșitul războiului. Ea murise în 1901, după o domnie de 63 de ani, cea mai fericită poate din istoria Angliei, cea în cursul căreia țara acceptase fără război civil, fără suferințe grave, o revoluție mult mai profundă decât aceea din 1688, în timp ce regatul devenea nu numai cu numele, dar și în fapt un imperiu. Ea abusese ca supuși pe Dickens, Thackeray, George Eliot, surorile Bronte, Macaulay, Carlyle, Newman, Tennyson, Ruskin, William Morris, Rossetti, Browning, Thomas Hardy și, spre sfârșitul domniei, pe Meredith, Oscar Wilde, Stevenson, Kipling. Dar literatura nu interesase decât și puțin de tot pe vremea când trăia scumpul ei Albert. Curiozitatea și măreția ei s-au manifestat în alte domenii. Ea restabilise și înălțase demnitatea regală compromisă de ultimii hanovrieni. Grație ei, monarhia constituțională devenise o formă de guvernare acceptată, încercată, de dorit. În afară de perioada atât de îndepărtată a adolescenței sale, a avut întotdeauna înțelepciunea să cedeze atunci când se găsea în dezacord cu miniștrii săi, dar își reținuse și ceruse trei drepturi esențiale: dreptul de a fi consultată, dreptul de a încuraja și dreptul de a avertiza. Era destul pentru un suveran, mai ales după o lungă domnie, ca să poată exercita o influență moderatoare asupra unor miniștri respectuoși. La începutul domniei și din nou pe la 1870, când regina, devenită văduvă profesională, păruse a se dezinteresa de regat, se ridicaseră valuri de republicanism. În clipa morții reginei, dragostea englezilor pentru monarhie era tot mai mare, poate mai mare decât pe vremea Elisabetei. Fiul și nepotul Victoriei aveau, prin înțelegerea meseriei de rege, să încălzească și să înrădăcineze acest sentiment. Victorianismul murise înaintea Victoriei. În jurul prințului de Wales se formase o societate nouă, antivictoriană prin reacție, mai liberală în moravuri și în discuții, mai accesibilă decât curtea noilor oameni ai banului, americani și evrei. Nici clasele mijlocii nu se mai agățau cu atâta pasiune de compromisul victorian. Moda condamna pe mari poeți și romancieri ai epocii victoriene. Pe vremea când Marcel Proust, adolescent, îl admira pe George Eliot, Anglia îl citea pe Oscar Wilde. Ca și în Franța, romantismul științific și religiei progresului le-au urmat îndoielile și descurajarea. Semizeii victorianismului, Spencer și chiar Darwin, își văzură altarele dărâmate. Samuel Butler își bătea joc în același timp și de evoluționism și de creștinism. Unii căutau refugiu în estetismul decadent al Yellow Book-ului, alții, mai viguroși, nu criticau decât ca să reconstruiască. Se ridica repede o nouă generație de scriitori care, prin Bernard Shaw, H.G. Wells, Arnold Bennett, John Glassworthy, avea să învețe burghezia engleză că sunt noile valori morale. Daily Mail, ziar de jumătate de penny, fondat de Harmsworth, mai târziu Lord Northcliffe, în 1898, se răspândi imediat în masele largi populare. Locul sporturilor în viață și în preocupările englezilor se mărea. Victorienii din 1850 jucaseră cricket, trăseseră cu arcul. Cei din 1900 jucau tenis, golf, cricketul, fotbalul, cursele, vânătoarea erau distracții permanente. Sfârșitul domniei fu marea epocă a bicicletei. Se năștea automobilul și Wells vestea unui public incredul că într-o bună zi automobilul va alunga caii de pe drumuri. 8 ani după moartea Victoriei, în 1909, Blériot
avea să traverseze canalul Mânecii pe un aparat de zburat. După jubileul din 1897, constructorii unei ciudate mașini, cinematograful, putură arăta reginei propria sa imagine în mers. Nici o clipă, în tot timpul acestei îndelungate domnii, ingeniozitatea savanților și a inventatorilor nu și încetinise avântul. Febra de genialitate care cuprinsese umanitatea, începând din 1760, își păstră caracterul acut. Părea greu de crezut că într-o bună zi ea să nu producă un accident grav.